Guvernul României a aprobat în ultima sa ședință indicatorii tehnico-economice ai obiectivului de investiții, reabilitare linie de cale ferată București-Constanța, componenta Coridorului 4 pan European pentru o viteză de maxim 160 km/h, lucrări în stațiile Fetești și Ciulnița de pe linia de cale ferată București-Constanța. Este vorba de lucrări ce nu au fost realizate de fostele guverne în cadrul proiectului de reabilitare a întregii magistrale feroviare București-Constanța. Finanțarea se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din veniturile proprii ale Companiei Naționale de căiferate. Valoarea totală a investiției este de peste 394 milioane de lei, iar pentru stația Ciulnița aflată pe teritoriul Comunei Dragalina sunt prevăzute lucrări de reabilitare a peroanelor pe o suprafață de 6560 metri pătrați, și de reabilitarea liniilor de cale ferată pe o lungime de aproximativ 4 km. Durata de execuție a lucrărilor pentru stația Ciulnița este de 10 luni.